Dâmbovițenii care au credite în euro trebuie să știe că leul a pierdut teren în fața monedei europene, dar să nu intre încă în panică. Este vorba despre o creștere ușoară. În ședința de tranzacționare din data de 20 iunie, Banca Națională a României a stabilit un curs de referință de 4 lei și 46 de bani pentru un euro, în ușoară creștere față de nivelul stabilit anterior. Lucrurile stau cu totul diferit în privința raportului leu-dolar. Pentru dolarul american a fost stabilită o cotație de 3 lei și 51 de bani, în scădere cu 2 bani față de nivelul stabilit în ședința de tranzacționare din data de 19 iunie. La casele de schimb valutar din Târgoviște, miercuri după amiază, un dolar se vindea cu 3 lei și 58 de bani și se cumpăra cu 3 lei și 52 de bani. Dâmbovițenii care aveau nevoie să cumpere euro găseau la casele de schimb valutar din centrul municipiului un curs de 4 lei și 47 de bani, în timp ce la cumpărare prețul era de 4 lei și 44 de bani.